Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vedem la cât se împart miliardele de euro luate cu împrumut de România. Aici e o întrebare. Deficitul de cont curent al României a urcat la peste 23 de miliarde de euro după primele 10 luni, cu aproape 9 miliarde mai mare față de aceeași perioadă din 2021. Adică diferența dintre importuri și exporturi. Asta este. Asta înseamnă că România importă mărfuri cu aproape 9 miliarde de euro în plus față de aceeași perioadă din 2021 în comparație cu exporturile. Mai mult. Dar cu datoria externă. Cum stăm? De la începutul anului și până în octombrie, datoria externă a crescut cu aproape 3 miliarde de euro. Și datoria externă totală a României este acum de aproape 140 de miliarde de euro. PIB-ul, e mult. Nu știu dacă e mult sau obții. PIB-ul României a fost anul trecut, de, din câte mi-aduc aminte, 280 de miliarde de euro. Deci datoria externă... Jumătate. 50%. Uh-huh. O parte a statului, o parte a economiei private. Să încercăm să înțelegem mai bine ce înseamnă pentru noi toți aceste cifre. La telefon este analistul economic și profesorul universitar Ionuț Dumitru. Bună dimineața! Bună dimineața! Acum, domnule profesor, mai întâi de toate, despre datoria externă am vrea să vorbim un pic. 3 miliarde de euro împrumutate în primele 10 luni. Pe ce se duc acești bani, de fapt? În primul rând trebuie menționat că împrumuturile din primele luni ale anului acesta au fost mai mari de 3 miliarde, pentru că intră în calcul și datoria care ajunge la maturitate. Trebuie să te împrumuți și ca să acoperi datoria care ajunge la maturitate, pe care trebuie să o răstogolești. Fiecare deci ăștia 3 miliarde, ăștia 3 miliarde sunt... Creștere de stoc. Creștere de stoc. Deci am avut o creștere de stoc de circa 3 miliarde, dar în același timp am împrumutat mai mult de 3 miliarde pentru a acoperi și ce ajunge la maturitate, serviciul datoriei. Bun, și pe ce se duc bani? În afară de plata datoriei care există deja, sunt bani luați în plus, 3 miliarde creștere de stoc, pe ce se duc ei? Păi, în primul rând trebuie spus că această datorie externă care a ajuns la 139 de miliarde de euro, mare parte din ea este datorie privată. Adică, dacă ne uităm pe structură, o să vedem că 56 de miliarde sunt e datorie publică, ca sectorului public, din 139, diferența e datorie privată, care înseamnă o datorie a diverselor sectoare din economie, de exemplu, companiile nefinanciare, companiile financiare se împrumută din exterior pe diverse filiere, de exemplu, și când avem un grup multinațional, să zicem, și se iau împrumuturi intragrup, acele împrumuturi de la compania mamă intră în datoria externă. Datoria externă înseamnă tot ce înseamnă îndatorare față de un nerezident. Bun. Datoria statului? Statul pentru ce folosește acești bani? Datoria statului, v-am spus, e, la 31.10.2022 era 56 de miliarde de euro, la care mai adăugăm și partea BNR, încă 3 miliarde jumate, sunt aproape 60 de miliarde, să zicem, din 139 în total. Deci aproape jumătate, să zicem, din datoria externă este a statului. Și într-adevăr, în ultimii ani, statul român s-a împrumutat destul de mult, pentru că are deficite bugetare foarte mari și se poate împrumuta atât pe piața internă, cât și pe piața externă. Necesarul de finanțare fiind destul de mare, noi avem anul acesta un deficit bugetar care, după estimările Comisiei Europene, ajunge undeva pe la 6% din PIB. Anul trecut am avut un deficit mult mai mare. Toate aceste deficite mari trebuie finanțate. Da? Atunci când facem deficit, înseamnă că avem venituri mai mici decât cheltuielile, iar acele cheltuieli mai mari decât veniturile trebuie finanțate prin împrumuturi. Datorită faptului că piața internă locală nu are o capacitate de absorție atât de mare, pentru că avem un sistem financiar care nu e atât de dezvoltat ca în țările vestice, să zicem, nu avem o capacitate de absorție internă a datoriei atât de mare, trebuie să te duci pe extern, adică să te împrumuți pe piețele internaționale. Și dacă vă aduceți aminte, și anul acesta statul român s-a împrumutat prin acele eurobonduri, emisiuni de obligațiuni în euro, pe piețele internaționale. Acele împrumuturi înseamnă datorie externă. Bun, având în vedere mărimea și structura economiei românești și contextul european în care suntem, prin comparație cu alte țări, să zicem, din Uniunea Europeană, în privința asta, a datoriei publice, România stă mai bine sau mai rău decât alte țări europene? Da, e o întrebare foarte bună, pentru că există tentația
politicienilor și nu numai în România, să spună că o datorie publică de aproape 50% din PIB, care include atât internă cât și externă, dar noi avem aproape 48%, circa 48% din PIB datorie publică în România, ca procent din PIB, aparent pare o datorie publică mai mică decât a celor mai multe state europene. Și așa este, ca procent din PIB, suntem, le zicem, a doua parte a clasamentului. Nu suntem pe ultimele locuri, pentru că și la noi datoria publică a mai crescut destul de rapid în ultimii ani, însă nici nu putem să spunem că e mică. Știți că există și acel criteriu de la Maastricht, 60% din PIB ca să adopți euro, trebuie să îndeplinești și acest criteriu de sub 60% din PIB datorie publică. Și aparent politicienii noștri spun că, domnule, suntem sub 60%, suntem în regulă. Nu prea e așa, pentru că, de fapt, cât de mult sau cât de mare poate fi datoria publică e condiționat, în primul și în primul rând, de capacitatea de absorție, adică de dorința cuiva să te împrumute. Iar dacă ne gândim la capacitatea noastră de absorție, principalul cumpărător de datorie publică, principalul finanțator al statului, este sistemul financiar. Iar dacă ne uităm la sistemul nostru financiar, pe exemplu sectorul bancar, procentul din PIB, activele bancare ca procent din PIB, adică cât de mare e sectorul bancar din România, el e undeva pe la 60% din PIB, în comparație cu media europeană de circa 250% din PIB. Haideți să zicem că suntem cam de 4 ori și ceva, 5 ori mai mici în termen comparabil ca sistem financiar față de media europeană. Ori datoria noastră publică la 48% din PIB nu e de 4-5 ori mai mică decât media europeană. Media europeană undeva pe la 90%. Adică avem o datorie publică cam de, hai să zicem, două ori mai mică sau la jumătate față de media europeană, dar avem un sistem financiar care e de aproape 5 ori mai mic. Ceea ce înseamnă că, de fapt, datoria noastră publică la 48% din PIB nu e chiar mică. La nivelul nostru de dezvoltare de acum, adică nu prea mai e loc de creștere puternică a datoriei publice la nivelul de dezvoltare al economiei de acum, la nivelul de intermediere financiară și capacitate de absorție pe care o au piețele financiare. De aceea trebuie să reducem deficitul, pentru că și faptul că noi și revenim la datoria externă, faptul că noi ne împrumutăm în exterior, noi ne împrumutăm în exterior în euro. Statul român are niște venituri în euro de la Comisia Europeană, dar nu suficient de mari să-i acopere riscurile valutare. Adică am spus an la rând că nu e bine să te îndatorezi într-o monedă în care nu ai venituri și este foarte corect lucrul ăsta. Da. Dar statul român s-a îndatorat foarte mult în ultimii ani în valută. Bun. Și mai mult de jumătate din datoria publică în momentul de față este în valută. Domnule profesor, mai am o întrebare revenind la deficit. Da. Ne-ați explicat că statul român se împrumută ca să financeze deficitul, care este foarte mare, peste 6%. Care este cea mai mare sau ce anume din deficit reprezintă cele mai mari cheltuieli? Unde s-ar putea umbla? Păi, dacă ne uităm la bugetul nostru public, el are niște probleme structurale foarte serioase, atât pe partea de venituri, cât și pe partea de cheltuieli. Dacă ne uităm pe partea de venituri, noi încasăm venituri din taxe și impozite de circa 27% din PIB, față de o medie europeană de 41%. Ca să ne înțelegem bine, nu poți să ai servicii publice la standarde europene când tu încasezi din taxe și impozite 27% din PIB și europenii 41%. Diferența este uriașă. Evident că și resursele astea puține pe care le avem, știm că le cheltuim ineficient, ca să nu folosim un cuvânt mai dur. Oamenii o să înțeleagă că pledați pentru creșterea taxelor și impozitelor. Nu fac lucrul ăsta. Dacă ducem raționamentul mai departe, de ce încasăm noi doar 27 față de medie de 41? Sigur că și un nivel al taxelor mai mic decât țările vestice e o explicație, dar nu e principala. Principala explicație ține în primul rând de incapacitatea statului român de a colecta taxe și impozite și avem, spre exemplu, la TVA, un gol de TVA, adică o diferență între ce ar trebui să încasăm și ce încasăm în realitate, cam de 35%. De statul român, la nivelul de TVA pe care îl avem astăzi, de 19% cotă standard, încasează doar 65% din ce ar trebui să încaseze. Și aici pierdem vreo 2-3 puncte procentuale din PIB. Că noi ar trebui să ne comparăm nu neapărat cu media europeană, acel 41% pe care l-am menționat mai devreme, că nici nu o să ne placă să avem impozit pe venit de 40, 50, 60% cum au unele țări europene pe tranșele superioare. Bulgaria, cu Polonia, cu Ungaria, cu Cehia. Și o să vedem că toate aceste țări, chiar și Bulgaria, are un 2-3 puncte procentuale în plus, adică acel 27 de la noi, la Bulgarie 30, la polonezi, la ungurie 35, la cehi de asemenea.
adică și cu țările din jurul nostru, care ne sunt comparabile din punct de vedere structural, comparația ne dezavantajează pentru că suntem mult mai jos. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea profesorului universitar Ionuț Dumitru. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.